Peste 400 de edituri sunt prezente la cea de-a 20-a ediție a Târgului Internațional de Carte Gaudeamus, organizat de Radio România. În cele 4 zile ale târgului sunt programate peste 600 de evenimente editoriale, inclusiv peste 30 de lansări de carte, conferințe, proiecții de film, ateliere creative și întâlniri cu scriitorii, dar și ateliere pentru copii și lecturi publice. Evenimentul se desfășoară între 20 și 24 noiembrie la Pavilionul Central Romexpo din București. Standul de prezentare al Asociației Radio Clubului României, din care face parte și giurgiuveanul Dan Răbâncă, este amenajată o expoziție cu echipamente radio de colecție civile și militare. Ăsta de aici e un receptor produs în Germania Democrată. Aici avem două generații de transceivere, deci de aparate de emisie și recepție. Unul modern, da? Sunt făcute de același producător. Vizitatorii nu au putut trece fără să se oprească la standul tehnic, unde specialiștii le-au pus la dispoziție o serie de informații tehnice și extrem de valoroase pentru cei pasionați de acest domeniu. Ce înseamnă o undă radio? Cine a inventat radioul? Am făcut mici demonstrații cum se poate realiza în condiții homemade, cum spunem noi, da? Deci cum se poate realiza în casă o antenă de radioamator. Chiar am experimentat câteva legături radio pentru a le atrage interesul. La standul tehnic al Clubului Radio vor avea loc în aceste zile de târg și lansări de carte, lucrări ale unor membri marcanți ai asociației și oameni care și-au dedicat aproape întreaga viață tehnicii de radio și comunicații. În prima zi a târgului a fost lansat volumul File din istoria radiotehnicii și electronicii românești, aparținând doctorului inginer Andrei Ciontu, un radioamator și un profesionist de mare valoare, membru marcant al Clubului Român de Radioamatorism. De asemenea, o lucrare, o monografie privind electronica românească, volumul 2, cea referitoare la electronica profesională, o carte scrisă de doamna doctor inginer Nona Milea, o persoană implicată în dezvoltarea electronicii românești încă de la începuturile ei. Pentru prima dată în istoria târgului, în postura de invitați de onoare, se află grupul țărilor nordice, compus din Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia. Târgul poate fi vizitat de miercuri până vineri, între orele 11 și 20, iar sâmbăta și duminica, între orele 10 și 20.